Un bărbat din Hunedoara, fără permis de conducere, a pierdut controlul mașinii pe care o conducea ilegal și a ieșit în decor. Accidentul s-a petrecut într-o intersecție din Bumbești-Jiu noaptea trecută. Conducătorul auto a refuzat să se lase testat cu aparatul etilotest, dar și să-i fie recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În noaptea de 17 spre 18 noiembrie anul curent, polițiști din cadrul poliției orașului Bumbești-Jiu au depistat în trafic un bărbat de 42 de ani din municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 66 Bumbești-Jiu, care în apropierea intersecției drumului național 66 cu strada Gării a pierdut controlul autoturismului, intrând în coliziune cu un autoturism ce se afla parcat în afara părții carosabile, rezultând doar pagube materiale. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de probe biologice.